În martie, la Sinaia, povesteam și aduceam în conferință o noutate pentru piața din România, faptul că urma să deschidem în câteva zile un magazin inteligent, un magazin 100% autonom în relația cu clientul. Ei bine, între timp am făcut-o. Astăzi o să avem posibilitatea să discutăm puțin și despre primele rezultate. Astăzi, inovația și tehnologia ne înconjoare, e pretutindeni. Discutăm chiar destul de frecvent despre o A5 a cincea revoluție industrială și vedem că inteligența artificială este prezentă mai peste tot. Adică vrem, nu vrem să o adoptăm, suntem sceptici sau entuziaști, ea este, face parte din cotidianul nostru, nu neapărat din viitor. Suntem înconjurați de mașini autonome, Drone, vorbim și interacționăm cu asistenți virtuali și facem lucrul ăsta în fiecare zi. Tehnologia ne-a permis în ultimul timp să lansăm, să aducem pe piață noi produse, noi servicii, produse și servicii care ne fac viața mai ușoară, atât pe plan personal, cât și profesional. Și cred că sunt foarte mulți entuziaști în sală care folosesc aceste tehnologii zi, zi de zi. Și dacă vorbim de transformare digitală însă, cel puțin într-o companie, nu este doar transformarea digitală nu se referă doar la implementarea de tehnologie, știți foarte bine, ci este vorba despre un alt mod de a gândi, de a opera compania respectivă. Cum spunea și Harari, într-una din poate cele mai titrate cărți ale acestui secol, Deus, când vorbim de transformare, nu vorbim de a îmbunătăți metode vechi de lucru, ci vorbim de a face lucrurile într-un mod complet diferit. El era mai radical și spunea la momentul respectiv că ar trebui să ne gândim foarte bine ce facem și cu omul în viața noastră de zi cu zi, cât îl mai lăsăm să decidă. Ei bine, asta nu face parte din ambițiile noastre. Astăzi există foarte mult, foarte mult potențial în fiecare dintre noi, există foarte mult potențial în echipele noastre, potențial care, din păcate, este canalizat în cu totul alte direcții și mai puțin în a crea valoare, valoare pentru companie, valoare pentru angajați, valoare pentru clienți. Ei bine, noi asta ne dorim să facem prin procesul de digitalizare. <coughs> În Oșan nu rămânem indiferenți nici la aceste provocări care vin din piață, provocări care vin la pachet și cu foarte multe oportunități. Și avem astăzi patru axe mari pe care ne concentrăm când vorbim de transformare digitală. În primul rând, ne dorim și încercăm să îmbunătățim experiența clienților în tot ceea ce facem. Ne concentrăm pe optimizarea de procese operaționale din cadrul companiei. Investim foarte mult în a schimba cultura. Practic investim în oameni. Încercăm să îi învățăm ce înseamnă noua tehnologie, cum să o folosească într-un mod cât mai eficient și foarte important, poate cel mai important, îi facem responsabil de adoptarea și de implementarea ei în cadrul companiei și, nu în ultimul rând, încercăm să, să inovăm cât se poate de mult. Și avem și un proiect care spunem noi că îmbină foarte armonios cele patru axe, eforturile depuse de echipe în cele patru axe, respectiv conceptul Ocean Go, un magazin 100% automatizat în relația cu clienții, un magazin fără case de marcat tradiționale, fără self-scan, că am văzut că sunt, părerile sunt împărțite. Un magazin în care, pur și, simplu, pur și simplu, clientul intră, își ia produsele de pe raft și pleacă. Pentru cei care nu au fost în martie la conferință, am revenit cu un scurt filmuleț, un mic tutorial pentru a vă ajuta atunci când veți încerca să trăiți această experiență, nu foarte departe de locația aceasta de aici. Am instalat aplicația și am adăugat cardul. Și eu am aplicația și cardul pus. E foarte tare! Acum am să cred! E un magazin inteligent! Mă duc să văd ce mai aleg de la raft. Nu mai vrei să iei, nu? Pune-l la loc pe raft, că altfel îți rămâne în coșul virtual. Gata, ieșim! Asta a fost. Hai! E aproape SF! E senzație! Ei bine, asta spuneau actorii în spot până la urmă, că e senzație. Din fericire, asta spun și clienții noștri, o să vedeți puțin mai târziu. Dacă vorbim strict de magazin, e un magazin micuț, de proximitate, 70 de metri pătrați, o gamă destul de variată de articole, avem până la 2000 de, de referințe acolo de SKU-uri, din 20 de categorii, aproximativ. Un magazin care funcționează, cum spuneam, 100% în autonomie, în relația cu clientul. Uh, care datorită tehnologiilor pe care le folosim acolo, că vorbim de senzori de greutate pe, de pe rafturi sau de camere care identifică fiecare produs și vectorizează fiecare individ, fiecare client care intră acolo, vorbim de plată care se face automat în aplicație. E un magazin în care noi, ca și multinațional, am fost obligați să gândim mai mult ca în un startup. Uh, ne-am forțat să testăm repede, să greșim repede, ne-am dat dreptul să greșim, dar să o facem repede, și să ajustăm repede conceptul, drept pentru care ceea ce, pentru cei care au fost în magazin în perioada imediat deschiderii și urmează să-l viziteze, veți constata că peste jumătate din gama de articole a fost schimbată. Ăsta a fost un exercițiu extrem de bun pentru noi, pentru că ne-a arătat că putem și într-o corporație mare putem să fim extrem de agili. Practic, am ajustat aspecte legate de ambalajul produselor, am ajustat aspecte legate de nevoile pe care ne dorim să le acoperim cu articolele respective, în funcție de comportamentul clientului și am venit chiar și cu noi categorii. Uh, discutăm de un magazin digital, prin urmare, în relația cu clientul pe lângă magazinul, avem uh, o aplicație, zic eu, extrem de simplă pentru client, o aplicație care îi permite să genereze rapid un QR code, QR code de care are nevoie ca să poată să intre în magazin, uh, după care, în aplicația respectivă, poate să-și vadă foarte ușor uh, fiecare tranzacție pe care a făcut-o și ce a conținut fiecare tranzacție. Bineînțeles, are și detalii legate de BON și tot în aplicația respectivă poate să ne lase feedback, sugestii sau reclamații, dacă este cazul. Pentru colegii care operează acest format, avem, bineînțeles, un portal web, avem și o aplicație mobilă care ne permite să vizualizăm într-un format digital cum arată magazinul, care este layout-ul magazinului, ce avem pe fiecare raft în parte, care este stocul pe care îl avem în timp real pe fiecare raft în parte chiar dacă articolele ajung câteodată să fie mixate, abandonate pe alte rafturi, permit colegilor să facă și alte operațiuni de la distanță, cum ar fi chiar nu a fost cazul până acum, dar închiderea sau deschiderea magazinului sau limitarea numărului de persoane care își fac cumpărăturile simultan în magazin. Spuneam că astăzi ne putem să punem pe masă și niște rezultate. În primul rând, ne uităm la profilul clientului și e un magazin pe care l-am făcut pentru toată lumea, dar vedem că astăzi avem preponderent bărbați care vin în magazin. E un magazin de proximitate, prin urmare, se adresează în principal clienților care sunt acolo în proximitate, în clădirile de, de birouri și în zonele rezidențiale. Media de vârstă sunt tineri, în general. Media de vârstă este de 35 de ani, un client cu studii superioare, preponderent, un client care vine din birourile de lângă locație, din blocurile vecine. Și o surpriză pentru noi, un lucru care se menține și astăzi, la aproape șase luni după deschidere, avem o proporție destul de mare de clienți, de aproximativ 32%, care vin să testeze. Magazinul nu este în proximitatea lor, dar vin în continuare să, să testeze, să trăiască această experiență. Dacă ne uităm la comportamentul clientului, fiind un magazin de proximitate, vedem că, care se află în apropierea birourilor, clienții vin în general în timpul săptămânii, de luni până vineri. Avem și un pic. În ziua de marți, nu mă întrebați de ce, încă analizăm, pentru că am vrea să aflăm și noi de ce vin mai mulți clienți marțea, să putem să replicăm și în celelalte zile ale săptămânii. Iar o surpriză foarte plăcută pentru noi este că, deși nu oferim neapărat produse calde, cafea, avem destul de mulți clienți care vin să își cumpere articole pentru produse pentru micul dejun. Fie că vorbim de lactate sau o mică gustare sau chiar și băuturi reci. Am pus un grafic, nu știu cât de bine se, se vede aici, dar ce vedem cu albastru ne arată că, în continuare, acest concept, chiar dacă nu a fost extrem de mediatizat, continuă să atragă clienți noi. Iar o să vedeți în slide-urile următoare clienții care l-au testat devin fideli. Și constatăm asta pentru că avem un procent de 15% din clienți fideli, un procent de clienți fideli care generează aproape jumătate din cifra de afaceri pe care o înregistrăm în acest magazin și un procent, acest, din acest procent de clienți fideli, o bună parte din ei au, vin cu o frecvență extrem de mare, cel puțin din experiențele noastre de până acum, de peste 3 ori pe săptămână. Ceea ce ne arată că chiar creează dependență. Bun, am făcut și noi un studiu pe clienții care au testat această tehnologie și am întrebat până la urmă cât de ușor a fost procesul de la a-și descărca aplicația, a-și înregistra cardul până la în momentul în care au uh, luat articole de pe raft și uh, au uh, plătit automat prin aplicație, ei bine, am fost foarte plăcut surprins să constatăm că obiectivul nostru a fost atins. Uh, magazinul oferă o experiență extrem de eficientă la cumpărături. Avem un MPS uh, destul de bun uh, și surpriza și mai mare pentru noi este că, după cum vedeți, avem. Uh, jumătate din clienți care vin singuri la cumpărături și jumătate din clienți care vin însoțiți și uh, acești clienți care vin însoțiți la cumpărături vin în medie cu peste trei persoane. Și am avut plăcuta surpriză să vedem uh, clienți care au devenit ambasadori ai conceptului respectiv. Nu de puține ori ne-am întâlnit cu ei în magazin și făceau prezentări prietenilor, familiei, colegilor sau partenerilor de afaceri chiar, poate de multe ori mai bine decât o facem noi. Prezentau conceptul acolo. Și asta este o satisfacție extraordinară pentru noi. Pentru că am discutat foarte mult de magazin fără case de marcat, magazin fluid, am mai pregătit un scurt filmuleț pe care vreau să-l împărtășesc astăzi cu voi magazin inteligent Oșan Go nu mai are case de marcat. Vai, dar aveam și o glumă aia acum. Deschideți, domne, o casă. Sper să nu vă dezamăgesc, dar în noul magazin inteligent Oșan Go nu mai sunt cozi. Gata, s-a dus și gluma cu statul la coadă. Poate vă pot oferi câteva sugestii de noi glume. Aici s-a ajuns. Auzi, zici că ești magazin inteligent. Îți dau și eu o problemă de matematică. Abia aștept! Știi, asta fac tot timpul. Adun iaurturi cu sandvișuri, sucuri și ciocolată și mereu îți dau cu virgula. Bun, deci cel puțin nu o să mai fim tachinați pe subiectul case de marcat și nici glume pe seama lor în acest format. Ca și concluzii, după primele 5 luni de activitate, și un magazin inteligent poate fideliza clienți, avem fiecare conceptă și are locul pe piață Și e o lecție foarte bună pentru noi asta Și într-o corporație mare putem să ne comportăm ca și un startup Cum vă spuneam, 60% din articolele pe care le, cu care am deschis magazinul Au fost schimbate Au fost înlocuite cu alte articole mult mai adaptate nevoii clienților respectivi și ca și perspective de dezvoltare, lucrăm acum la un mic proiect care vine cu niște frigideri inteligente de data aceasta, ca și o extensie a magazinului inteligent, frigidere menite să aducă produsele și experiența de cumpărături mult mai aproape de clienții noștri. Atât s-a putut și de data asta. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.